Sindicaliștii din sănătate se pregătesc de proteste. La începutul lunii martie, Sanitas Buzău va participa la pichetarea unor ministere. Ca de fiecare dată, primăvara și toamna, primăvara Sanitas, toamna Sanitas. Cred că ne-am făcut un program la ministere. După cum știți și dumneavoastră, avem o serie de pichetări din nou la Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Urmează ca și noi, cei de sindicaliști de la Buzău, să mergem la una dintre cele trei pichetări, dar deocamdată nu știm. Sau din semnalele de la Federație, foarte mulți s-au înscris pe data de 20 martie, rămânând și pentru noi 6 și 13 martie. Ce zi ne va spune, atunci vom fi și noi prezenți acolo. Principalele revendicări sunt de natură salarială. La începutul acestui an, sub efectul unei ordonanțe de urgență, angajații au constatat diferențe între calculul veniturilor din sistemul sanitar, iar majorările intrate în vigoare sunt nesatisfăcătoare. În decembrie a venit ordonanța 114, care totuși a făcut din nou niște discrepanțe salariale și ne așteptam să fie niște lucruri bune, exact așa cum a făcut mărirea de 25% la 1 ianuarie 2018, așa a făcut acum 25% mărire. Adică nu s-a simțit mai nimic în buzunarul oamenilor. Sindicaliștii mai solicită calcularea sporurilor și a gărzilor la salariul de bază actual pentru toți angajații. De asemenea, Sanitas mai dorește eliminarea din plafonul de 30% a indemnizației de hrană și a sporurilor de continuitate. Și oamenii sunt nemulțumiți. Acum noi vrem să se excludă din anvelopa de 30% să se scoată indemnizația de hrană, să se scoată sporul de continuitate, ceea ce ne-ar ajuta cu siguranță la mărirea salariilor. Potrivit calendarului de proteste, pentru data de 3 aprilie este programat un meeting în capitală.